În Banat, prețul cărnii de porc a crescut foarte mult în ultima vreme. Dacă la sfârșitul lunii septembrie kilogramul de carne de porc în viu era de 7-8 lei, acum kilogramul a depășit 10 lei în gospodăriile de la țară. Crescătorii de porci susțin că au ajuns să majoreze prețul după ce mai toate produsele alimentare s-au scumpit în acest an, anunță ziariștii de la publicația online Banatul Azi. Cu toată această creștere de preț în zona Bara-Betauzen, țăranii s-au trezit la ușă și cu cumpărători din alte județe. Aceștia spun că nu este exclus ca după data de 1 decembrie prețul să mai crească cu câțiva lei. Oamenii spun că porcii sunt la mare căutare în aproape toate satele din zona Lugojului și ridicarea prețului nu a speriat pe nimeni. Un alt record înregistrat în aceste zile îl reprezintă prețul pentru porcii mangaliță, care a sărit de câteva săptămâni de 15 lei per kilogram.